Aici este Spitalul Sfânta Maria din București, locul în care România a reușit o performanță extraordinară în 2018, transplantul pulmonar. Cum a fost posibil? Proiectul a devenit realitate după 2 ani de zbateri, nervi, nopți nedormite, o luptă acerbă cu defăimarea și obstacolele venite chiar de la vârful sistemului, din interiorul Ministerului Sănătății, în timpul ministeriatului lui Vlad Voiculescu. Dar ingredientul de bază al succesului a fost ambiția ieșită din comun a managerului spitalului, chirurgul Narcis Copcă, motivat de echipa excelentă formată pentru realizarea transplantului pulmonar în jurul chirurgului de excepție Igor Tudorache, de la spitalul din Hanovra. Și a mai fost ceva, încrederea pacienților că viața lor va fi salvată aici, mai repede și la fel de bine ca în clinicile europene. Toate detaliile acestei povești minunate vă sunt devoalate chiar de managerul spitalului Sfânta Maria, doctorul Narcis Copcă. Am fost, e un lucru cunoscut, nu numai conducătorul unui centru de chirurgie și transplant, dar și manager de atâta timp și văzând nivelul scăzut al multor proceduri chirurgicale, n-am căutat decât ceea ce e firesc la orice organizator în nucleul său, să facem un pic de performanță cu întreaga noastră echipă în domeniul respectiv, nu numai chirurgical, și în alte clinici acolo unde s-a putut și a existat personalul doritor. Unde n-a existat, l-am putut completa de-a lungul timpului și am urmărit un plan, pentru că proiectul era, fiind chirurgi, evident, și pentru transplant, am urmărit acest plan de-a lungul vremii, astfel încât să poată să nu rămână un vis, să fie un lucru realizat, care să fie un impuls și pentru ceilalți chirurgi și mai ales pentru tinerii români care au nevoie de dovezi, de respect din partea sistemului care îi formează pentru a rămâne în continuare în România. Noi nu ne putem pierde ca nație decât dacă ne pierdem identitatea și identitatea înseamnă modul în care ne putem exercita profesionist fiecare meseria. Pentru tineri este fundamental să știe că se pot dezvolta nu numai uman și social, cât și profesional, că sunt respectați și atunci, evident, România are de câștigat. Altminteri vom pierde printre degete această materie cenușie care asigură leadership-ul unui popor în orice vremuri bune sau nebune sau tulburi sau însorite le parcurge. Ne trebuie calculatoare sau nu ne trebuie calculatoare? Ne trebuie autostrăzi sau nu ne trebuie autostrăzi? Noi așa am perceput-o. Evident, a trebuit să avem răbdare. Atunci când n-am mai avut, am spus-o public. Iată, leadership-ul medical este într-un impas. Nu numai că nu a sprijinit, a și defăimat un lucru incredibil de crezut în alte state sau în Europa. Nu s-a mai pomenit un minister al sănătății care să defăimeze cu atâta ardoare orice se realizează sau are potențial de a se realiza bun într-o țară. Vremurile respective, oricât m-ar răscoli, nu aș vrea să le mai pomenesc în plus. Nici eu nu vreau să discutăm pentru că, despre da, pentru despre... că au fost o etapă oarecum singulară. De regulă, leadership-ul în sănătate ne-a sprijinit. Și să știți că anterior acele etape negre am fost sprijiniți și încurajați, cât și după aia. Lucru care, iarăși, ne-a ajutat și ne-a menținut tonusul de a face câteva lucruri, presupunem, bine și bine primite și bine făcute. Acum, situația este cea existentă. Nu mai contează etapele acestea negative, de tristă amintire pentru noi și poate și pentru unii. Este important că societatea vede altfel lucrurile, este o societate matură care reușește să se analizeze mai bine și faptul că societatea începe să aibă încredere în leadership-ul medical, poate la un moment dat va avea și în cel politic, poate va avea încredere sau va reavea în cel al justiției sau al transporturilor, atunci lucrurile vor fi, în general, mai confortabil de susținut de noi toți.
În tot noi anul de acuzații publice și dezbateri care au semănat neîncredere, a existat vreodată tentația abandonului pentru echipa care a realizat primul transplant pulmonar în România? Mai contează sau nu dacă am vrut să abandonăm? Vă dați seama că la câte am încasat, mi-a trecut la un moment dat prin minte și chestia asta, dar mai ales că nu numai, vedeți, nu numai că s-a luat în râs o idee care s-a dovedit foarte bună, ci am fost și atacați din toate felurile și chiar vânați, doamnă. Atunci când ai câte 10-20 de controle de la toate instituțiile statului, ca și cum am fi luat un spital să-l mutăm într-o ogradă privată sau am făcut nu știu ce fără de legi în transplant, noi, colegii noștri, nu este foarte confortabil și într-adevăr poți să ai multe nopți nedormite. Dar uite că lucrurile se mai limpezesc și important este că am avut, nu numai eu, colegii mei, pentru care chiar îi felicit, au avut răbdarea să treacă de chestia asta. Dacă e să vă spun un moment în care aproape că ne pierdusem speranța că vom mai putea să lucrăm în instituția aceasta, a fost momentul în care Colegiul Medicilor din România a refuzat să-i mai prelungească viza de lucru doctorului Tudorache, pe care el i-o dăduse cu un an înainte. A fost un lucru absolut de neînțeles, făcut de teamă, din teamă, de către colegiu, lucru asumat și recunoscut, și a trebuit să-și facă doctorul Tudorache o sumedenie de reacreditări, de re-recunoaștere ale diplomei, deși făcuse o parte din specialitate aici, era medic și este medic primar în Germania, pentru ca să-i dea din nou această viză după vreo 8-9 luni. În acele momente în care nu mai vedeam soluții, e important de spus că ceea ce ne-a motivat și ne-a menținut tonusul, în final, a fost încrederea pacienților. Întrebarea este, a existat o campanie de compromitere a primului transplant pulmonar în România? Și dacă da, cine a orchestrat-o? Cu durere am primit aceste știri și cu regret că oamenii sunt complet dezinformați de niște societăți. Dacă dumneavoastră veți tasta pe Google sau pe orice motor de căutare transplant cardiac pulmonar, veți găsi societăți care vă asigură că vor rezolva această problemă cu bani. E foarte, foarte neplăcut ceea ce se întâmplă la noi în țară. Faptul că se poate face un trafic deja evidențiat pe net de organe, de persoane, de sume, când menirea ar fi de făcut în spitalele românești. Vă dați seama ce presiune pot să pună aceste organizații, cât și cei care câștigă din aceste aspecte o groază de bani pe an. Nu vă ascund un fapt pe care îl spun în premieră. Anul trecut, Casa Națională a plătit 250 de milioane de euro către spitale din Uniunea Europeană pentru tratamente ale românilor în străinătate. Comisionul perceput de firme este minimum 8-10%. Deci, dacă vedeți niște doctori naivi care s-au bătut, noi, da, ne-am bătut cu acest și ne batem în continuare cu acest sistem permis de a trimite pacienții contra unor comisioane probabil legale la spitalele din Occident, și atunci nu putem să nu vedem că există un interes ca performanța să nu se facă în România. Uitați-vă câte medicamente și câte societăți vă asigură pe dumneavoastră, ca persoană fizică sau juridică, de faptul că o să vă aducă ce medicament doriți dumneavoastră la prețul listei din Germania, fără să spună, sau Austria, fără să spună că acolo, datorită unor altor sisteme de notare, prețul medicamentelor acitostaticilor poate fi de 10 ori mai mare. Și atunci vă întreb, oamenii ăștia care câștigă sume sunt niște paraziți ai sistemului de sănătate românesc, exploatează reguli care sunt uneori insuficiente sau alteori intenționat sau neintenționat lăsate și defavorizează mult performanța într-o țară ca a noastră. Ei au sume albe, negre, cu care pot să facă o campanie media pentru aceste lucruri, pe când noi trebuie să răspundem cu un singur lucru, cu performanța medicală. Când ați știut că se va face primul transplant la Sfânta Maria?
Cu certitudine 100%. Vă dați seama în ce situație umilitoare am fost puși. Noi aveam deja un număr de 10 de transplante hepatice realizate aici, urmărite, cu un prognostic foarte bun, intervenții chirurgicale, dintre cele mai complicate la nivel mondial pe care echipa din care fac parte le-a trecut cu brio, cu procente de supraviețuire mai bune decât în centre americane și eram luați în râs că nu o să putem face, că vezi, Doamne, nu putem urmări, că nu putem vedea, transplanta sau trata ulterior pe pacienți. Au fost lucruri care ne-au durut, dar a trebuit să ne ținem gura pentru că nici prea multă sau amplificarea oricărei situații nu duce la nimic bun. Încă o dată, singurul lucru care contează este sănătatea pacienților, dorința lor de a se face bine și menirea noastră de a-i ajuta în limita posibilităților. Nu ne-am pus niciodată problema și acest lucru am spus-o din prima zi celor care ne-au întrebat din minister, că nu admitem să avem eșec. Lucru care poate fi puțin curios, dar imaginați-vă că această echipă a fost știut la nivel de conducerea ministerului că a făcut deja transplanturi în Germania. Noi mergeam în Hanovra, operam în formula asta, adică anestezia noastră, chirurgii, ajutam pe doctorul Tudorache și participam la intervenții cu gesturile noastre în Germania. Acolo îi urmăream pe pacienți, aveam voie și să nu ni se dea voie unde? În România. Pare de domeniul fantasticului, dar asta s-a întâmplat și nu mai poate fi ascuns, pentru că ar trebui corijat sistemul și modul în care sunt selectați oamenii ce ajung să fie puși în fața unui sistem de sănătate nobil, cu zeci de mii de vieți salvate zilnic la nivel de țară. Noi nu suntem ceea ce se spune, noi nu suntem niște traficanți de servicii medicale, noi, doctorii, salvăm oameni, că în sănătate oprobiu comunistic adus la niște salarii mici și la plățile gri, iată că acum, prin voia societății, salariile s-au modificat și nu mai împiedică nici pe medici, nici pe pacienți să se trateze cu mai mult respect și cu mai mult drag de această necesitate foarte importantă pentru noi. Dincolo de experiența dobândită acasă și în stagii de pregătire în străinătate, echipa care a realizat primul transplant pulmonar la Spitalul Sfânta Maria a fost una bine sudată, determinată și cu încredere totală în reușită. Personal mi-am pus problema despre colegi și anumiți colegi care putea să fie tentați, dar vă remarc faptul că niciunul n-a comentat sau n-a discutat vreodată, nici măcar la nivel de ce ai posibilitatea renunțării și nu pot să nu evidențiez pe cel care are cea mai mare experiență fabuloasă, peste 300 de transplanturi ca prim operator, doctorul Tudorache, care niciodată n-a dat înapoi și nici măcar n-a sugerat că ar putea să renunțe. Vă dați seama, la valoarea lui, în timp ce suedezii l-au primit să facă demonstrații în Karolinska, iată, un centru care dă premiul Nobel, din câte știți și știm cu toții, și e primit cu covor roșu și plătit, a dorit să facă ceva în țara lui și a fost prezentată această acțiune ca fiind amatoristică. Ei, nu e nimic amatoristic atunci când fiecare gest chirurgical este rodul unei experiențe, nu numai a lui, și a colegilor din Germania, care l-au precedat. Eu vreau să vă spun că, în afară de doctorul Tudorache, foarte multă răbdare a avut profesorul Axel Haverick, șeful centrului din Hanovra, cel mai mare din lume, centru de chirurgie cardiotoracică, cel care a considerat tot timpul că este o obligație a centrului din Hanovra să participe la deschiderea de centre în rândul țărilor unde nu se face acest transplant. Și acest centru, după ce cei din Viena au avut 10 decese în Polonia la Szczecin, după ce medicii s-au pregătit în Hanovra, au urmat 10 reușite. Tot acest centru din Hanovra pregătește intens o echipă și din Bulgaria, ce din moment în moment putea să înceapă aceste proceduri de transplant.
De asta ne simțeam și ne-am simțit oarecum văduviți de înțelegerea leadership-ului medical din acea perioadă, dar lucrurile, repet, au trecut și prin perseverența colegilor mei și a experienței noastre am putut să mergem cu performanța pe care noi am putut să o avem în acel moment spre reușita celor două transplanturi, ținând seama că lista aceea era oarecum învechită, în ghilimele, lista de așteptare, în sensul că pacienți care nu erau oxigenodependenți în urmă cu un an, când puteau fi transplantați, au devenit oxigenodependenți și ținând seama că cei doi transplantați și-au alterat starea de sănătate într-un an de zile. Inițial am avut 4 pacienți, probabil că ar fi fost mai mulți dacă nu era reticența media și polarizarea asta a societății, ce e valabilă și la nivel de celulă, cred că umană, există, au ajuns să polarizeze viața noastră și chiar și un cabinet medical și chiar și o societate în ansamblu. E, polarizarea asta a avut și are traume ce cu greu vor putea fi îndreptate, dar ținând seama că celula, corpul omenesc își schimbă celulele la 6 luni, noi peste 6 luni vom fi alții față cei de care suntem acum din punct de vedere al chimiei, poate mai tonici, mai optimiști și cu mai multă dragoste unii față de ceilalți, astfel încât acest neam să și ia ce e bun și să meargă înainte. Cursa pentru salvarea primului pacient care avea nevoie de plămâni noi a început în dimineața zilei de 17 aprilie 2018 la Spitalul de Urgență Floreasca, unde a apărut primul potențial donator. Am fost anunțat că există un potențial donator la Spitalul de Urgență Floreasca. Și în astfel de situații, noi cerem detalii despre donator, ca să știm dacă este într-adevăr sau nu este potrivit și este apt de a dona plămân. Pentru că poate să fie bun să doneze un organ, dar nu neapărat pentru plămân. Și astfel, e important de știut că dacă pacientul a fumat un pachet pe zi donatorul timp de 20 de ani, asta înseamnă 20 pax în literele noastre și înseamnă, adică, înțelegeți, 20 de ani, un pachet pe zi. Și asta înseamnă că nu este indicat pentru a fi donator. Primul pacient nu fumase, avea un accident vascular cerebral, era într-o stare foarte bună. Șefa terapiei de la urgență, doamna doctor Grințescu, o extraordinară colegă și o sufletistă și o avea și o performanță fabuloasă în terapie intensivă, a avut această menire să prezinte pacientul la un nivel optim, astfel încât, știind că există un astfel de donator, noi începem procedurile de a putea să facem transplantul. În primul rând, am constatând că acest donator era potențial și bun pentru ce aveam noi, am constatat potrivirea de grupă sanguină cu a primului transplantat. Apoi înălțimea era bună, deci mărimea plămânului era bună. Fac o paranteză, sunt, de exemplu, în emfizemul pulmonar, pacientul trebuie să aibă receptorul cu 10 cm mai mic decât donatorul, pentru că receptorul cu emfizem are o cușcă toracică mai mare. Dacă n-ar fi un plămân pe potriva lui și ar fi mic, nu s-ar ventila în concordanță cu peretele toracic și s-ar face disfuncții hemodinamice imposibil de susținut cu un plămân mai mic. Și atunci deci, donatorul la emfizem, categoric, volumul plămânului este important și noi estimăm volumetric plămânul receptorului ca să putem să avem plămânul donatorului aproximativ acolo, astfel încât să poată să fie într-adevăr compatibil. Ei, a fost selectat acest pacient și în ceea ce privește lista de așteptare, nu putem face decât extrem de transparent și noi efectuăm pe baza protocolului ce e și neurotransplant și în Europa
în celelalte țări, chiar dacă nu fac parte din Eurotransplant, Lung Allocation System. LAS. Acest protocol LAS ne arată pacientul cu punctajul maximal care poate fi transplantat. Practic, pacientul într-un astfel de sistem este ales de aparat. Astfel încât erorile umane sau subiectivismul uman nu pot să aibă loc. Ei sunt, acest sistem este autoverificabil și verificabil de orice angajat, de orice for ierarhic în străinătate, astfel încât acolo nu există suspiciuni. Orice falsificare de analiză ca să poată să-i dea un punct în plus unui pacient se sesizează și au fost astfel de cazuri, inclusiv în Germania, în care aceste situații au trebuit să fie rezolvate inclusiv în justiție. Nu aveam în acel moment acordul familiei, aflând direct de situația medicală lucru rapid, am anunțat pe doctorul Tudorache și acesta a venit în câteva ore, practic puțin înainte de a fi luat acordul. Sigur, în cel mai rău caz se putea întoarce în Germania dacă nu era luat acordul pentru prelevare, dar acordul a fost luat și data respectivă noaptea, împreună cu colegul meu, cu Dragoș Chiriță, au plecat la recoltare la spitalul de urgență, a fost primul, s-a dorit mai multă atenție decât e de obicei necesar, fiind primul transplantat, și a fost recoltat, prelevat în condiții foarte bune. În acest timp, pacientul nostru a sosit cu o salvare de la peste 400 de kilometri, cu o salvare pusă la dispoziție de Agenția Națională de Transplant și Direcția de Sănătate Publică a județului respectiv. El a sosit cam în 3 ore jumate. A fost un pic pregătit pentru intervenție. Pacientul era cunoscut nouă, era cunoscut și doctorului Igor Tudorache, era cunoscut anestezii, dosarul respectiv și pregătirile lui preliminare transplantului la un interval de 1 lună jumate, 2 s-au realizat împreună cu domnul conferențiar Dragoș Bumbăcea, cel care centralizează lista, și a fost introdus pe această listă de așteptare, era deja introdus de un an, având cod cu IANT. Asta este zona de legalitate, zona de transport, v-am explicat-o, și spre ora 3, cred că am început transplantul, propriu-zis. Asta înseamnă că se prelevează un plămân și se începe, în cazul nostru, cu dreptul. Prelevarea aici a avut o situație particulară, nu a fost cea mai scurtă operație de transplant pulmonar la care am asistat. Practic a fost cea mai lungă, pentru că a fost cea mai complicată. Din cauza intervențiilor chirurgicale pe care le-a avut în zona toracică, el avea o pahipleurită extraordinară, adică aderențe între plămân și cutia toracică. Disecția acestor aderențe a durat în jur de 2 ore. Lucru care nu se realizează la un alt transplantat, nefiind nevoie să le diseci. Și atunci operația, în loc să țină în total 3 ore cu pauză, o oră între plămâni, a ținut 6 ore jumate. Asta a fost particularitatea intervenției, adică n-am avut parte de un pacient simplu. Pacientul mai avea un lucru extrem de dezavantajos, greutatea lui, indicele masă corporală înălțime, era foarte și foarte slăbuț. Fiind afectat, stătea numai la pat, oxigenodependent, practic, probabil ați văzut imagini la alți colegi și ai noastră și ați constatat că nu avea o stare minunată pentru a putea fi transplantat. Ba chiar era la limită, ca să nu spun că oarecum era cam depășit din cauza, sau era contraindicat un pic din cauza greutății respective, dar este un risc pe care l-am asumat cu toții, pentru că era singura lui șansă. Practic, atmosfera a fost chiar extrem de detensionată în sala de intervenții. Asta știți, că chirurgii pot uneori să vorbească mai colorat, nu e cazul celor din Germania, unde am învățat, unde brusc într-o zi profesorul Pichelmeier le-a zis de azi nu se mai înjură în sala de operație, acum 20 ceva de ani și nu a mai înjurat.
Deci ne-am obișnuit cu atmosfera lor netensionată și chiar o aplicăm și noi. Și ei s-au obișnuit, nemții, cu atmosfera latină în blocul operator, pentru că nu vă ascund că atunci când noi am operat, și mi-aduc aminte, doctorul Tudorache a avut la un moment dat pe lângă eu sau Stroescu, Cezar, au avut și un italian care înțelegea foarte bine italienii care fac studii superioare și înțeleg limba română. Cei care nu știu nicio limbă, că li se traduce orice film cu voce, nu înțeleg nicio limbă, dar nu înțeleg nici dialectele, dar italienii cu studii superioare, să știți că înțeleg româna. Și noi ne înțelegeam și glumeam. Asta era atmosfera. Ei, s-au obișnuit și puțin cu spiritul ăsta latinesc, care are mult loc pentru improvizație, în sensul bun, în anumite momente, și care permite o atmosferă mult mai destinsă, chiar cu glumițe. Ei, atmosfera a fost foarte plăcută și bucuria funcționării primului plan, în care s-a ventilat imediat. Am făcut o pauză de o oră în care am băut și apă și cafea și ce mai era acolo, și s-a făcut al doilea plămân, un pic mai repede, nu erau atâtea aderențe, după care pacientul a fost trimis de echipa de anestezie în terapie intensivă, unde a început supravegherea lui. Următorul moment așteptat este detubarea pacientului. S-a realizat după câteva ceasuri și, odată cu detubarea, monitorizarea funcțiilor vitale și a constantelor hemodinamice ale pacientului respectiv. Acesta este rolul terapiei intensive, un rol destul de complex, dar, încă o dată, n-am avut nici aici așa foarte multe emoții, pentru că echipa de terapie intensivă nu era la primul transplant. Gândiți-vă că doamna doctor Laura Popa e în business-ul de transplant, să zic așa, în ghilimele, din 1999, de când se făceau primele transplanturi hepatice la Fundeni. E în această activitate și această experiență a ei, dobândită în alt centru universitar, cât și ulterior la Sfânta Maria, unde sunt peste 40 de transplanturi hepatice, a contat mult în economia gestionării funcțiilor vitale și a ansamblului de constante ale pacientului transplantat. Toate lucrurile, ca și la al doilea pacient, au mers relativ foarte bine. Și deși al doilea pacient a avut ca și situație particulară o spondilită anchilopoietică, adică practic la dânsul este insesizabilă amplitudinea cuștii toracice odată cu inspirul. La noi se vede atunci când inspirăm această cursă. La el nu se vede pentru că este sub un centimetru. De asta cred că, adică nu cred, sigur al doilea transplant, ca și primul care avea alte probleme, a avut această complicație pre-transplant, în sensul că mai avea o boală pe care o are și acum pacientul, dar de care noi trebuia să ținem seama pentru a avea o ventilație și o saturație în oxigen foarte bună. Poate să aibă multe lucruri și aș fi oarecum de neînțeles dacă aș spune că e ușoară, dar vă spun că am văzut și eu și colegii mei pacientul în fiecare zi post-operator. A fost destul de relaxantă și a fost tratată cu bucurie fiecare zi, pentru că el a mers foarte bine și nu numai el, și următorul, și ne-a privat de a lua decizii dramatice în acest status postoperator. Practic, un pacient transplantat pulmonar stă 3 săptămâni în spital, după care pleacă în străinătate și la noi la o recuperare respiratorie post-transplant, pentru a scădea costurile spitalelor, care sunt foarte mari. Aceste recuperări se fac în centre care au costuri mai mici. S-a urmat calendarul, da, cu puțin mai multă grijă din partea noastră, în sensul că în loc de 3 săptămâni pacientul a stat 4 pentru a
gestiona mai bine și mai un pic mai mult situația. Noi nu avem costurile din străinătate și atunci atât a fost perioada de spitalizare, după care a fost nu la 80 de kilometri cum este în Hanover, în Germania, unde ne-am școlit noi, ci la 3 kilometri, adică la spitalul Colentina, un alt spital aflat în subordinea primăriei, unde nivelul pneumologilor și pregătirea lor susținută în Hanovra ne-a permis să facem această urmărire postoperatorie și această pregătire pentru momentul externării finale în, și trimiterii acasă. Ca în orice organ transplantat, organul transplantat ca orice este considerat corp străin de către corpul omenesc și automat mecanismele de distrugere sunt puse în funcțiune. E, aici se trebuie creat permanent un echilibru între medicația imunosupresoare, care vă dați seama, odată prescrisă pacientului, duce la o scădere a imunității în general. Și atunci, în cazul plămânului, ce pot apărea? Infecțiile pulmonare. Și tot acest joc este un joc de echilibru între rejet, care există, și infecții supraadăugate. De fapt, viața transplantatului pulmonar stă în această dimensiune. De asta, atunci când el are cea mai simplă răceală, trebuie automat anunțat medicul pneumolog, așa cum pacienții noștri au plecat cu un card emis de Spitalul Sfânta Maria cu numere de telefon, unde noi suntem anunțați în orice situație medicală pentru un pacient normal obișnuită, dar pentru un pacient transplantat este o situație specială. Pacientul, din anumite puncte de vedere, are șansa unei noi vieți, așa cum vă mărturisesc și pacienții transplantați. Practic, ei trec de la o situație de viață la pat, la o situație de activitate, de plimbare. Ei se plimbă chiar, vorbesc de transplantații pulmonari, dar e valabil și pentru ceilalți, ei se plimbă în curtea spitalului înainte să fie externați, practic au contact cu mediul extern, nu trebuie să trăiască într-un clopot, dar au o sumedenie de lucruri pe care trebuie să le respecte. Imaginați-vă că și boli mai simple au anumite cerințe. Dacă ai tensiune, nu mănânci sărat. Dacă trebuie să-ți iei medicația. Deci, transplantatul urmărește aceste indicații toată viața. Vă dau un exemplu. Dacă este un transplantat hepatic și se apucă de consumat alcool, într-un an de zile este ficatul este distrus, ceea ce înseamnă că e distrus mult mai repede decât un ficat propriu. Așa se întâmplă și în cazul transplantatului pulmonar, nu se apuce să fumeze. În rest, poate depune activitatea aproape normală, se poate duce la servici, poate să facă și mișcare și e chiar recomandată. Este învățat sau reînvățat cu anumite procedee pe care într-un spital chirurgical nu le putem parcurge cu lejeritatea și cu răbdarea și cu priceperea pe care o face un medic pneumolog într-un centru respectabil. De pildă, avantajul la noi este față de Germania este că pacientul nu mai vine pe parcursul celor 3 săptămâni pentru bronhoscopii. Spitalul Colentina, având medici pneumolog, le face acolo. La câteva zile se face bronhoscopie la acești pacienți și se urmărește starea suturilor, tipul secrețiilor, se face lavajul, se vin la laboratorul de anatomie patologică. Toată această îngrijire chiar e mai convenabil făcută că nu mai e transplantat față de alte zone. El este, desigur, obișnuit cu viața
lui, astfel încât să nu mai aibă această dependență. Pacientul trece de la o dependență de oxigen, de la o dependență de ajutor, de la o dependență de medic în primele săptămâni, la independență. Și atunci această libertate a organismului trebuie bine, bine cuantificată, învățată, înțeleasă și aplicată. Nu au voie să mănânce orice, oricând, oricum. Toate aceste lucruri se fac în aceste centre, unde sunt învățați aceste proceduri de viață pe care trebuie să le urmeze. Fiind proceduri de viață și nu chirurgicale, nu se fac într-un spital, într-o secție de chirurgie. Da. Asta este logica acestei activități. Acum toate procedurile sunt clare și medicii pneumologi au obligația față de pacienții pe care îi tratează în România să parcurgă tipul de investigații de care ei au nevoie și să le transmită centrului nostru la adresa de e-mail de pe site-ul Agenției Naționale de Transplant, pentru a putea să îmbunătățim lista și pentru a putea crește numărul. Ținta listei de transplant în viitorul an va fi să fie 20 de pacienți, aproape de 20 pe listă. Odată ce numărul pacienților ajunge la un, să zicem, aproximativ 20, nici organele care sunt posibil de a fi recoltate din România nu vor mai fi nefolosite la noi și trimise în străinătate. Sigur că se trece la o ritmicitate. Orice centru de transplant își dorește un minimum de 20 de transplanturi pe an. Pe de altă parte, în primii ani sunt de obicei raportate până în 5, apoi până în 10. După câțiva ani de funcționare se ajunge la un număr de 10-20, pe unde noi credem că am putea susține din ce în ce mai complexa activitatea de transplant pulmonar. Hai să vă mai spun și alt lucru interesant, cred eu, demonstrând seriozitate și având și performanțele pe care dumneavoastră le-ați sesizat, Spitalul Sfânta Maria din București a avut și are în continuare posibilitatea extinderii acestui centru, așa cum a fost hotărâte de mai mult de 2 ani și repetat anul trecut în ședințele de consilii locale sectorului 1 și a Consiliului General, a edificării în curtea din spate a unui centru de transplant multiorgan. Vă dați seama că acest centru este benefic pentru țara noastră și este foarte important ca noi să îl terminăm în 2-3 ani și să lăsăm această gestiune colegilor mai tineri care vor prelua activitatea de transplant în condiții de securitate pentru ei, de securitate sporită pentru pacienții transplantați și pentru a satisface necesitățile aproape toate pe care cel puțin anumite zone din România sau în cazul transplantului pulmonar întreaga țară le poate face. Evident că în această economie acest centru de transplant nu înseamnă niște lucruri nemai întâlnite, ci sunt lucruri complementare care acum funcționează un pic mai înghesuit în spital și care vor funcționa mai degajat și vor putea avea o performanță mai bună. Știți că în cazul medicilor care transplantează, așa se întâmplă în toată țara și în toate echipele, noi suntem practic 24 din 24, pentru că la ora actuală, oriunde ai fi pe pământ, te poți întoarce chiar și din concediu atunci când este nevoie, ținând seama că orice avion ajunge mai devreme de 24 de ore în București. Cum trăiește un pacient cu plămâni noi dacă a depășit perioada de supraveghere și riscul de rejet? Cât de normală este viața la care se întoarce? Restricții de mediu pot fi, pentru că evident nu o să luăm în calcul zone poluate, zone extrem de umede, zone extrem de aride și atunci, însă climatul din România, dau un exemplu, este un climat minunat. România este un tărâm exotic, oricum ar fi, pentru noi toți și extrem de confortabil ca și climă.
De asta ei trebuie doar să aibă puțină grijă, să evite în perioadele cu o incidență mare a bolilor respiratorii să frecventeze locuri intens aglomerate și să nu aibă parte de aceste excese climatice. Viața pacientului în timpul transplantului este de fapt o comă indusă. Revenirea la viață are nevoie de un înger, așa este văzut anestezistul, coordonatorul terapiei intensive de la Sfânta Maria, medicul Laura Popa, un om dedicat de mai bine de 20 de ani acestei specialități multidisciplinare, explică ce se întâmplă în timpul transplantului pulmonar, cât de complexe sunt procedurile și monitorizarea, dar și ce se întâmplă în momentul critic, în care plămânul bolnav este scos și urmează să fie agregat în trup plămânul sănătos. Cred în Dumnezeu, în minuni și în viața de după viață, este concluzia la care a ajuns medicul Laura Popa, o concluzie care reprezintă, de fapt, muntele de speranță al fiecăruia dintre noi. În fond, cine poate dovedi că nu este așa? Suntem la Spitalul Sfânta Maria, secția anestezie terapie intensivă. Stăm de vorbă cu coordonatorul acestei secții, medicul Laura Popa, de la care încercăm să aflăm din misterele anesteziei într-un transplant pulmonar. În primul rând, mă interesează dacă există o diferență între anestezia într-o operație obișnuită și anestezia într-un transplant pulmonar. Din punctul meu de vedere, există anestezie diferită la fiecare pacient. Nu neapărat ca droguri anestezice sau ca profilaxie antibiotică, ci ca adaptare la fiecare pacient, care fiecare are reacția lui diferită. La anestezie, la procedura chirurgicală, are comorbiditățile asociate, care pot fi foarte complexe și, în același timp, nu se poate amâna intervenția chirurgicală. În ceea ce privește transplantul pulmonar, din punctul meu de vedere, a fost o anestezie care nu este cu complet diferită față de alte anestezii. Complexitatea constă însă în anumite proceduri standard pentru acest tip de anestezie. Este anestezia intravenoasă și ai nevoie de anumite device-uri speciale pentru a monitoriza extrem de bine pacientul, pentru a avea datele lui hemodinamice și respiratorii în fiecare moment și extrem de precis. În rest, nu pot să spun că este o anestezie. Anestezia aceasta depinde foarte mult de starea pacientului și comorbiditățile lui. Acești pacienți sunt extrem de dificili și, desigur, de chirurgul care operează, care este foarte important, și de această colaborare anestezist-chirurg. În această intervenție chirurgicală este o echipă care contează foarte mult de încredere între chirurg și anestezist și invers. Contează foarte mult inclusiv personalul mediu, cum se descurcă și cum știe să te ajute și să ai tot ceea ce ai nevoie pentru orice situație care se poate întâmpla. În orice moment, un asemenea pacient poate deveni o urgență. Poate să facă stop, poate să apară complicații. Se spune despre anestezist că este îngerul care readuce la viață pacientul. Spuneți-mi, îngerul acesta în fața pacientului care este supus unui transplant pulmonar, momentul în care plămânul bolnav este scos și este pus plămânul nou, este acesta unul dintre momentele critice? Este unul dintre momentele în care granița dintre viață și moarte este aproape palpabilă? Din acest punct de vedere, aș putea spune că în orice moment, în această intervenție chirurgicală, pacientul este la o graniță între viață și moarte și am să vă explic de ce. El are doi plămâni extrem de bolnavi, are parametri respiratori extrem de critici de la început. Vă dați seama ce înseamnă să ventilezi un pacient când se scoate unul dintre cei doi plămâni bolnavi și rămâne cu unul bolnav. Deci este extrem de dificil să menții niște parametri corespunzători vieții. Acest lucru nu se oprește, aștept să se pună primul
transplant de obicei se începe cu plămânul drept și trăiești cu speranța că acel plămân se va ventila bine de la început, fără să existe tulburări de reperfuzie majore și fără să ai probleme. Și atunci, dacă acest lucru se întâmplă, te liniștești. Poate să nu se întâmple. Și atunci pacientul poate să aibă nevoie în decursul intervenției chirurgicale de circulație extracorporeală, de ECMO. Așa că în permanență ești într-o atenție și alertă deosebită, pentru că în așa se poate pune și al doilea plămân și pacientul să nu se ventileze bine. Da? Și atunci trebuie să iei niște măsuri. Și emoțiile sunt puternice, adică tu n-ai cum să știi dinainte dacă acest pacient se va ventila bine de la început cu plămânii noi. Medicul anestezist Laura Popa crede în minuni? Da, cred în Dumnezeu. Și atunci cred și în minuni. Și în viața de după viață? Da. În momentul transplantului se manifestă moartea clinică în cazul pacientului? Nu. Deci aici lumea nu prea face diferență. Moartea clinică este una. Aici este o comă indusă, ca să zic așa, pentru ca să putem ventila bolnavul, ca să nu-l doară, ca să nu să aibă o sedare profundă, da? Să nu realizeze ce îi se întâmplă și să aibă o relaxare musculară foarte bună ca echipa chirurgicală să poată să-și facă treaba. De partea cealaltă, pacientul, care sunt stările pe care pacienții atunci când își revin și le amintesc? Nu își prea amintesc. Dacă e o anestezie bună, nu prea își amintesc. Spuneți-mi ce le recomandați tinerilor absolvenți care ar vrea să devină anesteziști. Consider că trebuie să le placă această meserie, pentru că este o specialitate extrem de complexă, grea, dar extrem de frumoasă. Mai ales la noi, în România, este anestezie și terapie intensivă. Sunt și succese, Succesele nu se pot contabiliza și nu se pot compara cu nimic, dar trebuie să-ți placă foarte mult. Această specialitate nu se face pe ore, ca la două plec acasă. Această specialitate este de dedicație și trebuie să-ți placă foarte mult. Cei care cărora le place trebuie să ai cunoștințe extrem de complexe, pentru că este o specialitate multidisciplinară. Și le recomand doar celor care într-adevăr le place această meserie și le recomand cu căldură, că este o meserie extrem de frumoasă. Deci trebuie să-ți placă și să-ți placă atât de mult încât să renunți la tine și la parte din viața ta personală, o parte importantă din viața ta personală, ca da, să te dedici profesiei, nu? Da, cam da. Dumneavoastră, când ați ales anestezie, terapie intensivă, știați că aveați disponibilitatea aceasta de a renunța la multe dintre lucrurile pe care le faceți dincolo de ușa spitalului? Da. Știați că aveți disponibilitatea asta? Știam, da. Povestea primului transplant pulmonar din România stă sub semnul proverbului câinii latră, caravana trece, iar caravana este una a profesioniștilor care au scris istorie în medicina românească odată cu această premieră. Este o caravană care dă viață și speranță unor pacienți aflați la limita dintre viață și moarte.